Dinu Patriciu este părăsit din nou, de data aceasta nu de soție, ci chiar de avocați. Apărătorii care îl reprezentau pe omul de afaceri în procesul de divorț au anunțat în această dimineață că se vor retrage. Și asta pentru că miliardarul nu le plătește serviciile. Ana Maria Roman are toate informațiile. Ana, te ascultăm. Bună seara! Bună seara, Andreea. Avocații s-au retras în momentul în care au realizat că niciuna din facturile emise în ultimele 10 luni nu a fost plătită de către omul de afaceri. De altfel, Dinu Patriciu nu a dat nicio explicație și tot timpul a promis că își va onora obligațiile, lucru care de altfel nu s-a întâmplat. Ca atare, reprezentanții casei de avocatură au reziliat în această dimineață contractul, iar Dinu Patriciu a rămas fără avocați în procesul de divorț. Probabil că aceștia se pregătesc să deschidă și o procedură de executare silită împotriva omului de afaceri, astfel încât să-și recupereze banii. Va fi doar una dintre sutele de plângeri depuse împotriva lui Dinu Patriciu în instanță, prin care sute de societăți încearcă să își recupereze datorii de la omul de afaceri. De altfel, nu știm cât riscă să piardă Dinu Patriciu, dar oricum în ultimul an a pierdut cam jumătate din avere, Andreea. Ana, mulțumesc!